Se pregătesc să stingă lumina în a treia cea mai mare clădire din lume, Palatul Parlamentului. Scopul este, desigur, cel de a reduce consumul de energie electrică. Un document intern arată ce măsuri se vor lua în anumite intervale orare. Iluminarea exterioară va fi oprită, în interior va fi redusă, mai mult se vor monta senzori pe holuri și panouri fotovoltaice în parcare. Alina Tărase, corespondentă Antena 3, are toate informațiile, o ascultăm. Bun găsit, sunt mai multe măsuri care vor fi luate în Parlament după solicitările venite atât la nivel european cât și în țara noastră de reducere a consumului de energie electrică în instituțiile publice. Dacă până acum au fost luate măsuri ceva mai ușoare, spre exemplu, becurile vechi au fost înlocuite cu unele noi de tip LED care au un consum cu până la 60% mai redus, aparatele electrice, televizoarele au fost și ele schimbate, acum sunt pregătite măsuri mult mai drastice. Într-un document intern aprobat de biroul permanent, este o serie întreagă de măsuri care vor fi luate pentru a reduce acest consum și vorbim în primul rând de iluminat. Acesta va fi redus, iar cel exterior și arhitectural va fi chiar oprit în anumite intervale orare și, de asemenea, vor fi montați senzori de prezență pe holurile Parlamentului. Calculatoarele, aparatele electrice vor avea și ele program de funcționare, iar pe perioada vacanței parlamentare și în zilele în care nu sunt programate activități, ședințe de plen, ședințe ale comisiilor, toate sursele care consumă energie vor fi deconectate. Mai vor cei din Parlament să monteze și panouri fotovoltaice și, de asemenea, au un plan reabilitarea termică.